Orice acuzație sună urât, nu numai aceasta. Însă, dacă faptele s-au consumat în 2008 și discutăm de acest lucru în 2013, înseamnă că au lucrat procurorii pe acolo mult, spre deosebire de alte situații în care astăzi se face plângerea și mâine se și dă neurmărire penală sau urmărire penală. Înțeleg că iar aveți ceva cu procurorii. Mâine o să fac o declarație politică pe subiectul cea mai rapidă decizie de NUP din istorie și îi felicit pe procurori și le doresc în continuare cât mai multe realizări și toate plângerile să fie soluționate cât mai repede. Ca să, revenind la subiect. Revenind la subiect, în momentul de față sunt niște acuzații, urmează să se apere miniștrii, cei 42 sau 49 de persoane. În rest, ce putem spune din punctul acesta de vedere? Nu trebuie cumva ca acest ministru să se retragă din echipa guvernamentală. Dar pe ce motiv să se retragă din echipa Pentru guvernamentală? Pentru că sunt niște acuzații. Și dacă acuzăm mâine, eu am mai spus povestea când am fost eu acuzat cu Agenția Națională de Integritate. Păi, dar n-ați mai fost ministru, tocmai din cauza acelor. Dacă mâine toți sunt acuzați, înseamnă că mâine îi demitem pe toți? Păi credeți că acolo la DICOT și la parchet se trezesc niște oameni dimineața și se gândesc pentru mine, astăzi dacă vreți să o luăm politic, o iau și politic. Faptul că abia în 2013 parchetul a decis acest lucru. Păi tocmai ce a spus mai devreme, că parchetul a lucrat, a avut mult de cercetat. Dacă lucra în 2009, 2010, 2011, 2012, atunci când domnul Videanu era pe acolo, întrebarea trebuia să o găsească domnul Videanu, că am înțeles că este păi în același grup. Păi și domnul Videanu vom vedea mai târziu, imediat, o declarație și a domnului Videanu, că am spus la începutul emisiunii că e la pachet, sunt aceleași acuzații. Aici nu e discuția politică, știu că vreți să întoarceți pe fila aceea, că vedeți PDL-ul, că nu știu ce. În momentul de față procurorii să-și facă treaba, cei vinovați, dacă vor fi găsiți vinovați, să răspundă în fața legii. Însă, poezia de rigoare. Dar nu e poezia de rigoare, nu e o realitate. Prezumția de nevinovăție nu funcționează în România. Andreea,